Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, suntem în a patra duminică de Advent. Vedeți, deja coroana de Advent este completă, cele patru lumânări sunt aprinse. Ne-am apropiat de sărbătoarea Crăciunului. Și în această duminică, ceea ce am ascultat la lecturile sfinte trebuie să ne adune, să ne adune gândul și să-l fixeze asupra adevărului pe care îl vom celebra cu solemnitate în sărbătoarea Crăciunului. Spun unii, de Crăciun mai degrabă suntem înclinați să celebrăm Crăciunul istoric, să ne gândim cum a fost, unde, când, și să trecem de la aceste întrebări spre altceva care ne convine mai mult și ne angajează mai puțin. Deși celebrarea în sine, sărbătoarea Crăciunului, transmite același adevăr pe care îl găsim astăzi anunțat, mai ales în Sfânta Evanghelie. Privind la cele trei lecturi ale Sfintei Liturghii, am putea spune că ele răspund la două întrebări. Ce este Harul și cine este Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Ce este Harul? Noi știm din catehism că Harul este bunăvoința iubitoare a lui Dumnezeu. Sau este alegerea lui Dumnezeu pentru o anume misiune a cuiva. Dar oricum am începe să explicăm ce este Harul, mereu vom spune că este bunăvoința iubitoare a lui Dumnezeu față de om, față de oameni. Și găsim îndată, în prima lectură, un exemplu al Harului lui Dumnezeu care vine spre om. Glasul Domnului s-a îndreptat spre Ahaz, regele din Iuda, regatul Iudeii, și a spus să ceară un semn. De ce? Amintesc că acest rege, Ahaz, a domnit între 735-732. El se găsea într-o situație foarte grea. De ce? Pentru că regatul Siriei începuse pregătirile de război împotriva Asiriei și voiau să-l implice și pe regele Ahaz în acest război. Ahaz se teme și încearcă să ceară ajutor de la Asiria. În acest moment intervine profetul și îi spune: nu mai trebuie să ceri tu semn, căci însuși Dumnezeu ne va da un semn. Iată, fecioara va zămisli și va naște și numele celui născut va fi Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Harul lui Dumnezeu vine spre regele aflat în dificultate, vine ca o propunere, o alternativă, în sensul: nu te uita la puterile lumești, la mijloacele pe care le crezi tu la îndemână, dar privește la ajutorul lui Dumnezeu. Prin alte cuvinte, privește la harul lui Dumnezeu, la iubirea lui binevoitoare. Știm că Ahaz nu a voit să ceară un semn. Ahaz este un exemplu care
a omului care refuză harul lui Dumnezeu, care refuză semnul iubirii binevoitoare, semnul ajutorului binevoitor al lui Dumnezeu. Și atunci chiar Dumnezeu, peste acest refuz, vine și El însuși alege un semn pentru salvarea omului. Este celebru acest pasaj din Isaia pe care l-am ascultat. Întotdeauna tradiția teologică l-a văzut ca pe un anunț, ca pe o profeție a venirii lui Mesia, Hristos, Dumnezeu cu noi. Și găsim și în această primă lectură răspuns și la a doua întrebare. Cine este Iisus? Este Dumnezeu cu noi. Dumnezeu cu noi. Prima lectură este o profeție și Evanghelia ne spune cum s-a realizat această profeție în istoria Mariei și în istoria lui Iosif. La fel, avem acolo de a face cu bunăvoința iubitoare a lui Dumnezeu față de Maria, cea aleasă să fie mama Fiului lui Dumnezeu, și față de Iosif, care era chemat să fie tatăl purtător de grijă a lui Iisus. În fața misterului înțelegem tulburarea Mariei și înțelegem tulburarea lui Iosif. Dar la urmă, harul lui Dumnezeu, harul binevoitor, îi cuprinde cu lumina sa atât pe Maria Fecioară, cât și pe feciorelnicul Iosif. În fața misterului bunăvoinței lui Dumnezeu, ei se pleacă amândoi. Și știm că așa se împlinește profeția din Isaia, din prima lectură. Fiul lui Dumnezeu ia trup omenesc în trupul Fecioarei Maria, prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta este taina Crăciunului. Acesta este răspunsul. Cine este Iisus? El este Emanuel. Este Dumnezeu cu noi. Noi celebrăm deja de pe acum acest adevăr de credință care stă în miezul sărbătorii Crăciunului, că Iisus este Dumnezeu cu noi, că este om adevărat și Dumnezeu adevărat. În Iisus, în aceeași persoană, stă Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Iată cum răspunde Evanghelia. Cine este Iisus? Este Dumnezeu cu noi, este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Cerul a revărsat bunăvoința sa iubitoare asupra Mariei și asupra lui Iosif. Ei au primit harul pe care cerul l-a dat fiecăruia și așa intră în istoria mântuirii noastre alături de Iisus, răscumpărătorul nostru. Tema harului este prezentă în fiecare lectură și în a doua lectură, în care apostolul Paul merge cu tot cuvântul său, pornind de la convingerea de har, de alegere binevoitoare a lui Dumnezeu, ca el să fie instrumentul vestirii Fiului lui Dumnezeu, care este harul și pacea noastră. De aceea găsim, putem spune în lecturile de astăzi, aceste două răspunsuri.
ce este harul, este semnul bunăvoinței iubitoare a lui Dumnezeu. Sau, simplu, bunăvoința iubitoare a lui Dumnezeu. Cine este Iisus? Este Dumnezeu cu noi, este Dumnezeu adevărat și om adevărat. De altfel, ați auzit rugăciunea pe care am rostit-o la începutul liturghiei, rugăciune pe care noi o spunem de fiecare dată când recităm rugăciunea Îngerul Domnului. Acolo am spus, ca toți preoții din lume, aceeași rugăciune astăzi. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre. Adică, te rugăm, Doamne, revarsă bunăvoința Ta iubitoare asupra noastră, a tuturor. Pentru ca noi, care, iată, am primit darul acesta de a cunoaște că Iisus a luat trup omenesc după vestirea Îngerului adusă Fecioarei Maria, noi să ajungem prin patima și crucea Lui la slava Învierii. Iată un răspuns la o altă întrebare care este cuprinsă în sărbătoarea Crăciunului, răspuns la fel găsit în aceea sărbătoare. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, Iisus, Dumnezeu cu noi, este răscumpărătorul lumii. Începând cu nașterea sa, începe drumul spre pătimire și spre calvar, spre cruce. Dar noi acum sărbătorim această primă parte a drumului său, nașterea din Fecioara Maria, semn al harului lui Dumnezeu, semn al bunăvoinței divine față de noi toți și totodată învățătură de credință că Iisus, pe care îl celebrăm, pe care îl rugăm și îl adorăm, este Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, prin, așa cum spune rugăciunea, prin pătimirea și crucea sa. O invocăm pe Maica Domnului ca să păstrăm în inima noastră această învățătură despre bunăvoința iubitoare a lui Dumnezeu față de noi și despre opera de mântuire a noastră începută și împlinită de Iisus, Dumnezeu cu noi. Lăudați să fie Iisus Hristos!